Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou la Mutare Decisivă. Sunt Magda Popescu de la Vocea Vâlcii și vă promit o oră și jumătate de dezbatere politică cu un invitat de calibru. Până una alta vă spun că pe scena politică vâlceană, un politician de marcă a dat șah. Urmează să vedem ce se întâmplă în continuare. Așa cum mai toată lumea a aflat deja, senatorul Nițu a ales să părăsească PNL și a anunțat ieri în plenul Senatului că demisionează din Partidul Național Liberal și se înscrie în grupul ALDE de la Senat. Acest lucru, pe lângă faptul că Tăriceanu mai câștigă un aliat în Senat, la Vâlcea poate însemna foarte mult sau poate însemna foarte puțin, depinde cu cine stai de vorbă. De atunci, majoritatea oamenilor politici din Vâlcea care contează și care încearcă să obțină scoruri electorale bune la alegerile locale și parlamentare, își tot fac calcule sau tot schimba lucrurile, fac tot felul de mutări și de permutări. Deja suntem oarecum într-o campanie electorală neoficială, doamnelor și domnilor, pentru că lucrurile, fiecare încep să se așeze pe stânga sau pe dreapta eșichierului politic pentru a câștiga cât mai multe voturi și cât mai multe primării. Cam așa am putea concluziona că s-ar putea duce lupta pentru președinția Consiliului Județean Vâlcea, cea mai importantă bătălie electorală a verii anului 2016. Despre acestea și multe altele o să discutăm în această după-amiază cu Mircea Gutău, fostul primar al Râmnicului. Bună ziua! Mulțumesc frumos că ați fost de acord. Bună seara și bine v-am găsit și bună seara tuturor celor care se uită la postul de televiziune Vâlcea. Domnul Gutău, și dumneavoastră sunteți unul dintre politicienii care țineți în șah așa lucrurile la Vâlcea, nu v-ați decis încă, luaseră-ți o hotărâre cu PNL-ul, nu prea a ținut. Acum toată lumea se uită la dumneavoastră după plecarea lui Nițu, se întreabă ce face Gutău. Deci, în primul rând, eu nu am rămas pasiv, eu mi-am continuat activitatea, mi-am văzut de treabă, știți, este bine, este un proverb care spune taci și fă, și nu m-am băgat în aceste clinciuri. Eu mi-am văzut de treabă, mi-am format o echipă foarte, foarte bună. Am constituit reprezentanțe și secțiile de votare, e o muncă teribilă și avem în proporție, eu zic, de cam 90% din secțiile de votare făcute, dar făcute așa nemțește cum le-am făcut atunci când eram la Partidul Democrat. Am invitat foarte mult și deja am dat zvonul toți oameni care sunt alături de mine să vină și profit de această ocazie și invit pe vâlceni cei care cred în Mircea Gutău să se alăture de Mircea Gutău. Am făcut câteva acțiuni la sediu pe care l-am luat și la sediu în care noi ne organizăm, deci nu este un sediu de campanie, este un sediu de organizare în vederea viitoarei campanii. Iar în ceea ce privește întrebarea noastră, stic Mircea Gutău așa cum a promis, toată lumea îl știe pe Mircea Gutău, un om de cuvânt, nu fac niciun pas până la sfârșitul lunii martie, aprilie, pentru că vreau să iau o decizie înțeleaptă și mai mult decât atât, vâlcene aleg omul și nu partidul, de aceea aceste mișcări în rândul partidelor, eu cred că contează mai puțin, va conta foarte mult omul și bună organizare în viitoarele alegeri care se apropie. Adică să înțelegem că mai țineți în șac până la sfârșitul lunii martie, nu? Nu, eu nu țin în șac pe nimeni. Deci, absolut pe nimeni nu țin în șac. Eu am spus că voi candida de la un partid mic. Am avut o promisiune pe care am făcut-o, o înțelegere pe care am făcut-o verbală, deci nu nimic scris cu domnul Buican. Eu sunt un om care îmi respect absolut toate promisiunile. Odată ce am dat mâna cu un om, o să treacă trenul, doar să-mi taie acea promisiune, eu o respect. Vom vedea cum vor evolua lucrurile și, așa cum știți, eu sunt un om de dreapta și voi candida, deci ceea ce este cert, voi candida 100% la aceste alegeri locale și mai mult decât atât, sunt convins că voi și câștiga alegerile. Am zis pe Râmnicu Vâlcea, indiferent din partea cărui partid voi candida. Bun, dar la momentul acesta, dumneavoastră vorbiți de o înțelegere cu domnul Buican, da? În condițiile în care dumneavoastră nu mai sunteți candidatul PNL, mai rămâne valabilă înțelegerea cu domnul Buican? Sau ce v-ați înțeles? Că până la urmă știți că unii
au existat discuții și că, domnule, că Blat, că PNL-ul își pune un candidat marionetă, că nu nici știu vorbi, ce. Eu nu am nevoie de Blaturi, nu am nevoie de candidat marionetă, chiar îmi doresc foarte mult ca cei, ca PNL-ul, ca PSD-ul să-și scoată candidați de calibru la această competiție. Eu vreau să am cu cine să mă bat, pentru că în momentul de față ceea ce se anunță pe piață sunt oameni care pleacă din start cu șansa a treia, deci nu a doua, cu a treia. Producție după slabă câte, de candidați. După câte văd, chiar PSD-ul, actualul viceprimar cu atribuții primar, bate retragere pentru că nu are curaj să asume responsabilitatea să apară în fața electoratului. Eu mi-aș fi dorit foarte mult să prezinte la alegerile locale, dar aș face un pariu pe, știți cum, aș paria acum în proporție 99% că nu va candida domnul Matei, pentru că nu are această putere. Deci vâlcenii au nevoie de un om forte, au nevoie de un om care poate lua decizii și în această campanie electorală să știți că foarte mulți vor da bir cu fugiți sau își vor găsi locuri călduți în așa fel încât să evite confruntarea electorală. Eu invit cu cea mai mare plăcere la o confruntare electorală, să vină fiecare să spună ce a făcut și ceea ce vrea să facă pentru Râmnic, pentru că ce au făcut se vede foarte clar. De fapt, dacă mergeți prin oraș, vedeți exact ce au făcut administrațiile care au urmat după Mircea Guteau, adică un dezastru, pentru că nu putem cataloga altfel atmosfera de municipiu Râmnicu-Vâlcea decât ca un dezastru. Bun. Totuși, nu, în momentul ăsta nu prea mi-ați răspuns la întrebare și o să insist un pic. Mai aveți sau nu mai aveți o înțelegere cu Buican? Eu am o înțelegere de respect reciproc cu domnul Buican și mi-am dorit în permanență cred în continuare că domnul Buican va deveni președintele Consiliului Județean, are forța necesară, este un alt fel de politician, chiar dacă o parte din presă îl atacă foarte mult, dar este un alt fel de politician și eu cred că domnul Buican la Consiliul Județean și Mircea Guteau la primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea vom face foarte multe lucruri bune și, în primul rând, ne vom zbate amândoi să atragem investitori. Pentru că obiectivul meu important pentru Râmnic în următoarea mandată este acela de a atrage investitori. Deja am purtat discuții și, dacă vreți, pot dezvălui vă rog una din teme. Este aceea că, după o consultare cu anumiți oameni importanți de Râmnic, deja am discutat în Cluj, nu spun cu cine, dar în Cluj, cu oameni foarte importanți care mi-au spus și ne-a venit această idee, nu mie, împreună cu un grup de oameni, să facem un centru de IT în municipiul Râmnicu-Vâlcea, pentru că avem foarte mulți specialiști în IT și de ce să nu spunem pe românește acei hackeri care sunt renumiți în zona Drăgășani, în zona municipiului Râmnicu-Vâlcea. Eu cred că dacă le-ai oferi o variantă să lucreze pe un salariu bun de 1.000-1.500 de euro pe lună, ar evita aceste lucruri ilegale pe care le fac. Și eu cred că am șanse foarte, foarte mari să fac o astfel de unitate. Pentru început, câteva sute de locuri de muncă ar fi un lucru senzațional. Și este unul din punctele importante pe care le voi promite vâlcenilor în campanie electorală. Iar după constituirea zonei metropolitane, de aceea trebuie o conlucrare perfectă cu președintele Consiliului Județean, se pot atrage în continuare fonduri europene pentru a construi infrastructura în acea zonă metropolitană, în așa fel încât investitorii să fie atrași spre Vâlcea. Este obiectivul important al celor care vor continua să conducă județul Vâlcea. Haideți să dezvoltăm puțin ideea asta cu centrul IT la Vâlcea pentru hacker. Știți că Râmnicu nu mai... pentru hacker, pentru specialiști, mă rog, că nu toți sunt hackeri. Da, sunt foarte mulți, avem foarte mulți. Dar știți că Vâlcea nu mai e de mult capitala hackerilor. Ei s-au mai mutat. Da, sunt foarte mulți tineri care se pricep la așa ceva. Vreau să vă spun că în Sibiu sunt foarte mulți care au plecat din Vâlcea, dar dacă am încercat să creăm o astfel de unitate, ceea ce nu presupune... Ce înseamnă asta? Dacă presupui doar un spațiu pus la dispoziție, un spațiu cu multe birouri și o firmă străină care să vină să facă această și firmă. Ce să facă acolo? Cu angajații? În IT. Deci lucrează în IT. Programe de calculator, programe de siguranță pentru firme. Sunt o grămadă de lucruri care... Și ar veni un investitor de afară? Cu siguranță, da. Ajutate de municipalitate. Deci, ca să vină, trebuie să-i ofer. Deci, eu m-am luat modelul și am întrebat cum au venit la Cluj, am întrebat administrația de chiar de la Cluj cum s-au atras și cum au venit la Sibiu. Și ați vorbit cu domnul variat. Boc? Nu neapărat. Nu dau nume. V-ați spus, nu dau nume. Am vorbit cu oameni care chiar se pricep și care au făcut chiar treaba.
Bun. Deci noastră, revenind la ideea de la care am plecat cu acest centru IT, spuneți că vedeți nu acest așa centru IT. Eu cred că municipiul Râmnic Vâlcea, odată construită zona metropolitană, poate oferi ceva. Pentru că niciun investitor nu vine în Râmnic dacă nu-i oferi ceva. A fost tot timpul acel zvon că Gutău a respins Pirelli. Nici vorbă. Deci în timpul mandatului Mircea Gutău, firma Pirelli nu a călcat la primăria municipiului Râmnic Vâlcea. De ce spun acest lucru? Pentru că n-am luat contact cu ei, iar dacă cumva s-au interesat la mediu, ei când vin se interesează prima dată la direcția de mediu, dacă pot lua avizul. Ori o firmă de cauciucuri nu poate lua avizul pe o rază aproape de o localitate, aproape de municipiu. Ar fi putut lua acest aviz la o distanță de cel puțin 20 km, cum s-a întâmplat la Slatna. Au avut terenuri, le-a oferit și atunci a venit această firmă. De aceea și noi, construind această zonă metropolitană, vom putea oferi ceva, să oferi terenul, tu să vii să faci infrastructura. De exemplu, eu salut foarte mult acest efort pe care l-a făcut Consiliul Județean cu sprijinul domnului Buican de a se aduce Faurecia la Budești. Este un lucru senzațional, care trebuie scos în evidență. Faptul că în Consiliul Județean, și chiar a rugat consilierii independenți de Consiliul Județean înainte ședință să fie de acord să facă infrastructura, de să duci drumul, să duci canalizare, să duci apă, să duci internetul, în așa fel încât să vii cu ceva în ajutorul investitorilor. Iar acum, după cum vedeți, se construiește deja Faurecia, iar în stânga și în dreapta deja cumpără teren ca să facă fabricuțe. Ba de 200 de locuri, ba de 300 de locuri. Acesta este obiectivul principal, prioritar, obiectivul zero, dacă vreți, pentru cei care vor conduce municipiul Râmnic Vâlcea și județul Vâlcea. Investiții și locuri de muncă, nu? Exact, investiții. Făcând investiții, faci locuri de muncă. Ați vorbit de tandemul Gutău-Buican. Deci a spus, dumneavoastră la primărie, Buican la Consiliul Județean, da? Cum, necum, transparent, netransparent, dumneavoastră știți ce v-ați înțeles acolo, că nu vreți să ne spuneți, vă aduc aminte. Deci am spus doar așa, înțelegerea. Deci, eu voi candida la primăria municipiului dintr-o parte a unui partid mic, iar în turul 2, iar în, dacă câștigi primăria și cu siguranță voi câștiga, automat vom lua cel puțin 3 consilieri județeni. Eu cred, cu certitudine, că niciunul din partide, mai ales ce se întâmplă acum, nu va face majoritatea absolută în Consiliul Rural. Jumate plus 1. Chiar dacă PNL-ul este cu prima șansă și pentru o mobilizare exemplară ar putea face acest lucru, chiar cu acest domnul Nițu care a plecat la ALDE. Și atunci un partid care are 3 consilieri județeni vor putea face, dacă vreți, vor înclina balanța în stânga sau în dreapta. Prima opțiune a mea este, ca fiind domn de dreapta, să merg pe partea dreaptă. Să mergeți pe partea dreaptă. Vă aduc aminte episodul 2008, domnul Gutău, noastră la primărie, domnul Jurcan la Consiliul Județean. Domnului Jurcan i-au lipsit foarte puține voturi. I-au lipsit, eu nu mă dau acum atât cunoscător, i-au lipsit 900 voturi, dacă nu mă înșel, și faptul că nu a ascultat. Pentru că în acea perioadă, dacă vreți să redeschidem, în acea perioadă, noi aveam candidat la Mihăiești, aveam pe fostul primar, care fusese, n-a câștigat un mandat. Ori studiile sociologice care s-au făcut acolo și s-au făcut sondaje, nu era cotat foarte bine fostul primar care la Mihăiești. Deci nu avea șanse reale să câștige primăria. Domnul actualul primar, care atunci a candidat, domnul Bărzăceanu. Deci, candidat pentru postul de primar. Din sondajele care le aveam, și domnul Bărsăcean, am avut o discuție cu noi, ar fi venit la noi, dacă puneam reprezentantul nostru, chiar dacă nu a câștigat primăria, dar a luat atât de multe voturi, 1000 și, nu știu, 600, nu mai știu, foarte multe care voturi, i-ar fi garantat lui Jurcan să fie președinte. A fost o greșeală pe care s-a făcut, lucrurile au evoluat și știți cum, tot timpul contează locul 1 și nu locul 2. Întotdeauna. Și a mai fost o chestiune, dacă vreți, în acest ansamblu. Drăgășaniu. La momentul 2008, candidatul dumneavoastră n-a intrat nici măcar în turul 2. Atunci. Da, nu mai știu. Eu eram deci, de asta am adus în discuție această chestiune din 2008, pentru că dumneavoastră atunci ați venit cu multe voturi de la municipiu. De la municipiu, exact. Da? Da. Însă, dar vreau să vă spun că în aceeași situație, noi atunci aveam 7 sau 10 primării. Gândiți-vă, acum PDL-ul are în jur de 45, 46, 47, nu mai știu, primării. Și domnul Buican înțelege spre 60, așa, cu calculele. Exact. Sunt foarte mulți oameni care sunt, deci, merg pe dreapta. E adevărat că acum plecarea domnului Nițu, pentru care eu am respect ca pentru orice competitor de pe scena politică a județului Vâlcea, va fi
câțiva oameni care vor merge, îl vor răsuți. Acum, una este teoria, asta este, alta este practica. Suntem curioși dacă, odată cu promisiunea, cum a spus, că vor trece foarte mulți, să vedem dacă o și fac. Pentru că oamenii sunt foarte, foarte dificili, foarte... Nu poți avea încredere 100%. Una spun și alta fac. Deocamdată, lângă domnul Buican, au venit primari care și-au asumat un risc, au apărut la televizor, mai sunt și alții care apar în conferințe prese. Deci este un lucru foarte bun, partea PNL-ului. Să nu uităm că PNL-ul, având atât de mulți primari, logic este că este prima opțiune. E adevărat că acum lucrurile se pot echilibra, dar nici vorbă nu putem spune că stânga este favorită. Deci, dumneavoastră spuneți că veți candida de la un partid mic, că vă propuneți 3 consilieri județeni, da? Obligatoriu, 3. Deci e inevitabil, dacă câștigi primăria municipiului și cu gândul ăsta am intrat și sunt convins că vă câștiga. Câți consilieri locali, domnul tău? Depinde, dar după pulsul pe care l-am, cu siguranță vom scoate minimul 7 consilieri locali. Minimul 7 consilieri locali. Asta înseamnă, cum să vă spun, că 70% din cei care mă votează să voteze. Bun. Și consiliul local. Păi haideți să mergem pe această chestiune. 7 consilieri locali de la partidul mic al dumneavoastră, da? Da, partidul mic, oricare. Și facem pariu. Facem pariu când vreți dumneavoastră, putem face pariu. Minimul 7 consilieri locali. Bun. PNL-ul în actuala conjunctură nu scoate ce mai fac? Mult de 4 consilieri locali. Uh-huh. Deci mulți care populează astăzi consiliul local vor fi... Nu știu, depinde, eu nu mă bag în ciorba altui partid. Eu vorbesc de-ai mei. Eu am oameni care cred și oameni care vor fi pe listă. Foarte mulți oameni noi. Domnul oameni Țârdea, care... domnul Vețeleanu, tu, domnul Maria Bobeanu. Maria Bobeanu, doamna Preda, domnul Vețeleanu. Cam doamna așa Preda. Cei... Doamna Maria Preda. Doamna Maria Preda, da. A, cea care a fost consilier local. Nu, care este acum consilier local. Care este alături de Mircea Gutău. Deci, doamna Maria Preda a fost un PPDD, spuneți. Da, a fost un PPDD. Știți că am fost o Maria Preda. Mai sunt fete, avem o președintă la tineret nouă, o fată extraordinară care va face parte, deci vom avea, am spus, din start 4 femei. Este 4 femei în Consiliul Local și cine este această nouă tânără de la... Nu vă spun, veți vedea. Deci, de veți la vedea. Deci va fi cu siguranță, veți vedea, va fi cu siguranță în Consiliul Local. A fost membru PNL? Poftim? A fost membru PNL, nu, această tânără? Nu mă interesează. Mădălina Cotar? Da, este Mădălina, da. Mădălina care a venit alături de noi și care e o fată extraordinară, care muncește foarte mult și eu sunt convins că merită să fie în Consiliul Local. Și este în echipa dumneavoastră în acest moment? În acest moment. Știu că ea era membru PNL și destul de... Sunt mulți oameni care sunt într-o parte și alta. Eu, cum să vă spun, n-am bătut la ușa niciunui partid să invit oameni, dar cei care au avut să vină, nu pot să închid ușa, nu sunt așa. Deci îi primesc cu plăcere. N-am mers să deranjez vreun partid, dar cei care vin alături de mine sunt bineveniți. Și veți vedea și surprize foarte multe, oameni echilibrați. Avem un director de școală, un colegiu, dacă vreți, important, care l-am în vizor și va fi pe listele Consiliului Local. Deci, colegiu important din Râmnicu Vâlcea. Da, vă scot cu forcepsul, domnul Gutau, aceste informații. Dar eu aș vrea mai mult să discutăm, dacă vreți, despre Râmnic, despre ceea ce vreau pentru Râmnic, pentru că politica este una, administrația este alta și eu cred că în alegerile... Totuși, administrația o fac oameni politici. Iată, dumneavoastră veniți cu niște oameni pentru care garantați... De exemplu, unul care va fi alături de mine și dacă va dori dumneavoastră... Va fi pe lista consilieri, poate fi Tudor Valer, fost primar al Râmnicului, fost viceprimar al Râmnicului, un om cu mare experiență. Deci sunt oameni care sunt alături de mine și cu siguranță se va regăsi ori pe lista la Consiliul Județean, ori pe lista la Consiliul Local. Local. Deci, oameni cu care poți să discuți administrație. Uh-huh. Și directorul de colegiu? La Hovari sau... Nu vreau să bag pe cineva în discuție, nu. Nu. Deci va fi cineva, veți vedea, la momentul respectiv, că nu vreau să crez așa, știți. Deci sunt oameni importanți care vor fi alături de mine, pe care eu mi-i doresc și sunt convins că și ei vor veni alături de mine, pentru că Râmnicul are nevoie de un alt fel de consiliu, Râmnicul are nevoie ca în legislatura următoare să fie o majoritate și în calitate de primar... Va trebui și sunt convins că voi găsi înțelegere și voi face o alianță, indiferent că voi face cu PNL-ul sau cu PSD-ul, nu contează, dar voi face o alianță solidă, în așa fel încât
toate proiectele de hotărâri de Consiliu se dezbat în ședințele de Consiliu Local, iar în ședințele de comisie, iar în ședințele de Consiliu Local să nu mai fie acest circ care există acum să dureze câte 7 ore. Deci acele probleme trebuie dezbătute în comisie, iar odată punctul hotărât în comisie, punctul de vedere, trebuie susținut de toți consilierii, iar în ședința cum așa, domnul Guto? Păi da, să nu se mai vadă și el la televizor, nu se poate așa ceva. Iar vă asigur că în Consiliul Local va fi ordine, disciplină, trebuie restructurate și reorganizate toate societățile care aparțin de Consiliul Local, trebuie gândită modul de organizare a ETA, trebuie gândit modul de organizare a PC Presta. Cum vedeți, sunt societăți care reorganizare la cele două societăți importante, PC Presta și ETA. Cum vedeți noastră reorganizarea? Deci, în primul rând, voi fi adeptul promovării tinerilor, da? Da. Societatea, dacă vreți, PC Presta, va trebui să ne uităm acolo câți birocrați sunt și câți sunt oameni care muncesc efectiv. Eu cred că Râmnicu are nevoie de oameni care muncesc efectiv și de mai puțin birocrați, de cei care se dau fund în fund prin birouri, da? Uh-huh. Eu cred că trebuie să facem cu adevărat ordine, trebuie ca în permanență să fie echipe care să facă curată în Râmnic și eu cred că acești șefi peste șef și există 7 rânduri de șef, nu mai știi cui să raportezi, nu mai știi care să raportezi, toți scot caretul partid când sunt la PDL, când la PNL, când trece la PSD și îl scot și ala de la PSD, deci nu, trebuie eliminat. Politica trebuie dată deoparte, trebuie puși oameni competenți care să facă cu adevărat administrație și Râmnicul să fie igienizat în primul rând. În primele 2 luni Râmnicul trebuie igienizat. Chiar aseară am auzit o convorbire la televizor vorbind de un om simplu care a spus, domnule, intru în parcul Zăvoiei de zasul plin de câini. Exact. Știți că după ce a plecat Mircea Gutău, nimeni n-a mai vorbit de câini, de câini de vagabonzi. Dacă mergeți și vă invit să mergeți dimineață pe la ora 8, când apare puțin soarele, 7:00, strada morilor. Doar de la un pod la celălalt pod. Să mergeți, găsiți cel puțin 50-60 de câini maidanezi. Este greu de imaginat. Nu mai au oameni curați să meargă pe bicicleta pentru că sar haite și le rupă pantaloni. Deci nimeni n-a mai făcut nimic în acest punct de vedere. Dacă mergeți în Zăvoi, sunt plin de câini maidanezi, mai vin și doamne sau domnișoare sau doamne cu câine de casă care se plimbe și atunci sar maidanezi și se creează haos total. Ce să vă spun? Totul este scăpat de sub control. Totul este scăpat de sub control și atunci trebuie făcută ordine. Revitor la societatea ETA. Societatea ETA trebuie făcut în așa fel, trebuie modernizat în așa fel, trebuie restructurat în așa fel, încât să fie eficientă. Nu este posibil ca acum 7 ani de zile noi să contribuim cu 20 de miliarde sau 18 miliarde, cât erau atunci, 23 cele mai multe, dacă nu mă înșel, iar anul trecut 62 de miliarde, 65 de miliarde să dai de bugetul local. Pentru ce dai banii ăștia? Să asiguri salarii la birocrații de la ETA, da? Ar trebui comparat cum se organizează și cum se administrează o societate de transport. Și dacă luăm orice firmă de transport importată de Râmnic, veți avea că are un sfert din personal și cifra de afaceri de 10 ori mai mare decât ETA. Trebuie nerentabilă, nefezabilă. Cu siguranță acolo trebuie făcute restructurări majore. Deci, majore. Nu este posibil să mergi și acum la Fețeni sau pe nu știu unde, cu autobuze, cu burduf, în condițiile în care poți vedea cu microbuze, nu este o gândire managerială în așa fel încât primăria municipiului să contribuie cu cât mai puțin bani. Revitor la echipa de handbal, această echipă trebuie susținută și a fost o idee bună actualului viceprimar de a susține sportul. Eu sunt din păcate, admirator al sportului, la handbal, dar și acolo dai bani comună, cere și performanță. Dacă nu cer Liga Campionilor, dar nici bătaia de joc pe care am văzut-o sâmbătă trecută la meciul cu Ploieștiul, în care parcă aveau plumb în picioare fetele noastre. Din păcate, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, revenim să discutăm despre cum vede domnul Mircea Gutău dezvoltarea orașului Râmnicu-Vâlcea, a zonei metropolitane și cum o să fie Râmnicu-Vâlcea după 5 iunie 2016, dacă Mircea Gutău va câștiga competiția electorală. Revenim! Am revenit, doamnelor și domnilor, rămăsesem la discuția despre reorganizarea societăților din subordinea primăriei Râmnicu-Vâlcea, în special Piețe Pres și ETA.
Domnul primar, deci eficientizare în primul rând, nu? Spuneați? Trebuie eficientizate toate societățile. Vreau să vă mai spun că nu numai ETAD care trebuie eficientizată, trebuie piețe prest, ADP-ul, filarmonica. Pentru că să vă spun, apropo de filarmonica, am fost acum, înainte de sărbători, da? A fost un concert la filarmonica. Deci am plecat de 6 ani. În momentul când am plecat de la primărie, se aprobaseră fondurile pentru modernizarea primăriei. S-au montat, s-au făcut frumos, s-au pus și băncile respective. De 6 ani de zile nu puseseră plăcuțele pe scaune. Dom'le, de 6 ani de zile. Am mers și mă uitam, erau unele lipite cu scoci și m-am învârtit un sfert de oră să găsesc locul până am întrebat o fată, unde e locul, unde e J, 12. Uh-huh. Era o parte. Și a spus, măi, domnișoară, chiar directorul vostru nu intră în sală pe aici? Nu puteți să-i spuneți să pună... Deci e vorba de simțul ăla, de administrator. Cum e posibil ca 6 ani de zile să nu pui plăcuțele pe rândul de la A la K sau câte sunt acolo și fiecare cifră în parte? Cum e posibil? Chiar vreau să spun că acum când am mai fost la dezbaterea publică, au pus. Deci nu știu decât de atins cu biciul. Deci și acolo trebuie făcută restructurare, pentru că trebuie văzut efectiv că bugetul a crescut, sunt zeci de miliarde care se dau, să vedem eficiența, să vedem la teatru, și acolo trebuie văzută eficiența la teatru, că la cinematograful din Ostroveni, mai nou, după ce am plecat, jumătate din rânduri s-au scos, jumătate din sală s-a scos, mai sunt exact, cred că, 7 rânduri, s-a făcut scena foarte mare, să vedem care e și eficiența. Deci eu nu acuz pe nimeni, decât trebuie văzută eficiența. Trebuie văzut de ce teatru Ariel din Parcul Zăvoi are tencuiala 1 metru picată, căzută totul. Cum e posibil așa să administrezi un lucru și să facă o clădire atât de frumoasă cum e clădirea din Parcul Zăvoi, să fie căzută tencuiala așa? Nu e simțul ăla celui care administrează? Mi se pare strigător la cer. Așa cum mi se pare strigător la cel ferul, cum e că nu mai vreau să reiau și o discuție, cum e făcut, am mai spus de nu știu câte ori, cum e făcut parcul. Dom'le, mie mi-a spus un om cu mare experiență în construcție, când am venit primar. Domnul Guteau, când vrei să faci un lucru, pe înțelesul tău, un lucru care să-i dai patina timpului, când s-a înființat parcul, sute de ani, da? Și atunci te gândești, pe timpul ăla era termopan. Nu, atunci nu faci WC-ul cu geamuri termopan, le faci cu geam de lemn. Era tablă, nu era tablă. Nu pui acoperișul cu tablă, pui cu țiglă sau ce era. Încerci să păstrezi ideile din trecut. Lacul cu nuferi, era pus beton, nu-i strigător la cer. Era piatra aia zidită, piatra luată de râu, pusă, pentru că și nuferile respective își bagă rădăcinile și întind rădăcinile. Dumnezeu, ceea ce s-a întâmplat este dezastros. Nu este acuzația la actuala administrație, toată acuzația. Acuzația fostei administrație care n-au urmărit caietul de sarcini și nu s-au uitat la proiect, să uite ce obiecte de mobilier, ce locuri de joacă de plastic pui într-un parc istoric. Este strigător la cer. Aș fi pus cele mai frumoase locuri din lemn, cu patina timpului frumos așa, băncile cele mai frumoase, corpul de lumea cele mai frumoase și să încadreze. Iar chiar auzeam aseară cineva care spunea, chiar viceprimarul, s-au plantat mii de arbori, sute de arbori. Ce arbori sunt acolo? Sunt tui. Alo, tui, de alea mici, de un metru, de alea, da, sunt 120, parcă ați făcut un gard viu de jur împrejur, strigător la cer. Când parcul trebuia să fie cât mai aerisit, gazonul ăla frumos, să poată vine ceva să pui o pătură, lăsați copaci mari, scoși bețigașele alea de câte un dege și aduci copaci de cel puțin cu diametru 25 cm, chiar dacă sunt scumpi. Care să dea umbră, aleile nu făcute din granit, făcute din pavele groase, să poți intra și cu utilaj mare și cu patina timpului frumos. Deci, e lipsă de bun gust. Asta este. Lipsă de bun gust a celor care au verificat și sunt convins că nu au fost la lucrare niciunul, da? Și constructorul a făcut ceea ce i s-a dat. Și lipsă de ochi a celui care s-a uitat, a fost administrație care s-a uitat în caiet și a văzut, băi, ce locuri de joacă? Păi, locuri de joacă de plastic, țigănești, cum nu mai vezi pe la cătunele, orășelile alea de 3.000 de locuitori, așa, numai acolo mai găsești așa ceva. Da, am văzut și eu și ați văzut. Dar dacă așa le place, acum suntem nevoiți ca 5 ani să le suportăm. Gardul. Am mai spus, gardul respectiv, gardul care a fost înainte pe Șterbei Vodă, de 10 ori mai frumos decât ce s-a pus acum. De țeavă pătrată care deja este ruginit. Din păcate, fiind realizat pe fonduri europene, 5 ani de zile trebuie 5 să ani o să ne uităm și o să reparăm, o să pompăm bani din buzunar, pentru că ați văzut dalele respective pe nisip. Alea nu stau în veci, în fiecare an va fi aceeași problemă. Pentru că toată tehnica de pus pe pad de nisip. Măi, fraților, pui pavelele care au grosime de 6 cm sau de 8 cm și între pavele
intră statuie nisip care le împănează și nu se mai mișcă. Dar aici unde se împănezi pe 1, pe 2 cm? Cum se împănezi? Se duce nisipul, se împrăște și îngheață apa sub ele și le ridică. Ați văzut cum e acolo? Se piedică copiii pe în loc să ne mândrim cu parcul și să fie o, așa ceva, când îți vine un musafir să poți să-l duci acolo, ne e rușine să mergem acolo. Ne e rușine că ne dă cu 20 ani în urmă. A reușit Călimăneștiul să aibă un parc de 10 ori mai frumos. Mai simplu, mai elegant și ca mobilier decât municipiul unui cu Vâlcea. Așa mi-e ciudă când trec pe Călimăneștiul și văd ciudă în sensul pozitiv, știi? Ce frumos a făcut și noi, oraș mare, care eram recunoscuți ca un oraș cu bun gust, am pus porcările acolo. Dar asta e. Gustul nu se discută, știți cum e. Din păcate, da. Și așa, dar revenim și la părțile bune. Deci, faptul că, pe care le voi conta, echipa de handbal, dar acolo trebuie pus o conducere competentă, va trebui să vedem, bă, fraților, la atâția bani, ne uităm și la economie, la 24-25 miliarde sau câte sunt acolo, poate chiar mai multe, 30 să dăm, da? Dar să facem o echipă, să ne facem de rușine. Adică nu poți să ai un meci cum a fost meciul cu Ploieștiul, să vezi că nicio pasă n-a fost bună, toate se pedecau, erau așa, parcă erau jocul în curtea școlii. Nu. Dăm un bănuț important, nu mai știu ce a fost, dar pentru nivelul ăsta nu avem pretenție să jucăm în Liga Europeană, da? Dar să ne batem acolo la primele locuri în clasament, eu cred că putem emite pretenții, dar administrat banul cum trebuie, urmărit cum trebuie, verificat, cenzuri să existe și oameni care au făcut sport și care se pricep la sport. Nu pui pe toată... În fine, sunt multe de spus, dar... Deci, sportul trebuie sprijinit. Mai mult de atât, ca obiectiv, am și sprijinirea echipei de fotbal. Nu cu să înțeleagă cineva, gata, că luăm echipa de fotbal. Pentru că municipiul nu poate susține și fotbalul și handbalul. E clar. Iată. Dacă s-a luat decizia în Consiliul Local să sprijine handbalul mai mult, dar și fotbalul, nu poți să-l lași pe fotbal cu 900.000 de lei, cu 9 miliarde tot anul. Nu. Trebuie sprijinit fotbalul. Trebuie, voi iniția obligatoriu, pentru că m-am consultat și foarte mulți oameni mi-au propus că ar fi bine să atragem fonduri europene să se construiască un stadion. Nu stadion de zeci de mii de locuri, nu. 7-8 mii de locuri, un stadion. Chiar există și variantă pe fostul stadion Olchim, se poate construi, iar aici actualul stadion trebuie demolat. Te-ar costa mult mai multe miliarde ca să-l repari și nu poți să-l repari, dar s-ar putea extinde parcul și să lărgim parcul, pentru că parcul Zăvoi este foarte mic, iar cu toată suprafața pe stadion s-ar putea face un parc cu adevărat și măcar porțiunea aia în acești 5 ani să o facem așa cum trebuie, încât să... Vă gândiți să demolați stadionul, domnul Guto? Cu siguranță da, dacă voi reuși să obțin fonduri de la Uniunea Europeană pentru a face un stadion nou, îl construiești întâi stadion nou. La Olchim, peste... La Olchim, da? Sau altă variantă, după ce voi face o consultare cu oameni. Eu nu voi lua nicio decizie de capul meu, că eu sunt cel mai deștept. Eu nu sunt ca și actuale conducătorii ai primăriei, care au impresia că ei le știu pe toate și toți ceilalți care vorbesc prostii. De fapt, ați văzut și Consiliul Local, cum iau în opoziție, hai că lucrurile așa... Da, dau nivelul discursului... Eu voi face o consultare cu cetățenii, acolo sunt mulți oameni aici învăța, voi face acele dezbateri publice și dacă ei vor hotărâi că trebuie făcut un stadion și mă voi consulta cu oameni de sport, da, vom iniția exact un proiect european, așa cum au inițiat cei din Târgu Jiu, da? Spre fonduri europene și dacă se poate face un stadion, deci în limitele pe care le-am menționat, nu să viseze cineva că face stadion de 60.000 de locuri sau nu. Da. 8.000 de locuri, 7, 8.000 până 10.000 de locuri, un stadion cochet, după aceea acesta trebuie demolat și igienizată zona și lărgit parcul. Asta este gândirea pe care o am, dar după o consultare în prealabil cu cetățenii Râmnicului. Reabilitarea râului Olănești este un punct important pe care mă voi ține cu dinții să-l facem. Deci, când spun modernizare, nu vin cu idei de astea năsluște, cum vedea unii în 2000, actuala administrație, dacă știți, în 2012, cum spuneau, gata, reabilităm, fac restaurante, fac vaporașele, circuri, niște tâmpene, deci râzi. Nu. Trebuie să luăm modelul celor care au reușit să facă pe fonduri europene și mă refer aici la Iași, Bahluiu. A început modernizarea Bahluiului pe fonduri europene, să vedem ce condiții au pus și chiar m-am documentat ce condiții, una din condițiile importante puse de cei de la Apele Române este ca să faci construcții inundabile, mă refer aici la nu-ți dă voie nimeni să faci piste, să faci terase, nu-ți dă voie pentru că albea râului Olănești a avut acum 2 ani de zile un nivel foarte ridicat și
Nimeni nu-ți va da un astfel de aviz, dar să faci pistă de biciclete, pistă de promenadă, frumos, elegant, de care atunci când va veni apă pot fi inundate, după aceea spălate și curățate, acest lucru se poate face. Și cred în acest proiect că vom reuși să-l inițiem și făcut. Alveareului Olănești, să devină loc de promenadă. Loc de promenadă și să nu mai vedem toate mizerile respective și bălăriile care sunt acolo, între vărsarea în râul Olt și podul care s-a făcut, podul nou de pe Moruri. Măcar această porțiune. Plus că sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am demarat și nu s-a făcut. Unul din lucrurile pe care le voi finaliza, cu siguranță, va fi refacerea întrezime a arenelor Traian. Eu m-am zbătut și am reușit să aduc terenul de la Ministerul Tineretului și Sportului, cu aprobarea doamnei Rițe, Dumnezeu să-i dea sănătate, l-a transferat la Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea și de 6 ani de zile nu s-a demarat nimic. Este strigător la cer. Și acolo nu era terenul dat, că tot visă, nu. Acolo era dat de la minister cu o condiție, să facem tot ceea ce vom face acolo cu destinație sportivă, să aibă acces și cei care fac sport, să egizăm toată zona respectivă. Și de ce nu? De ce nu putem noi să discutăm și cu cei de la Direcția Județeană de Teren și Sport să amenajeze parcarea din jurul sălii sportului, care arată dezastros. Arată dezastros! Ți-e rușine să mergi la un meci când vezi ce țevi ridicate și tăiate, ce borduri lipsesc. E dezastros. Asta e imaginea unui oraș. Să amenajezi toată sala sportului. Dar pentru asta, comunitatea locală, în colaborare cu cei de la Direcția Tineret și Sport, trebuie să facă proiecte comune în așa fel încât să ridici nivelul municipiului. Mai mult de atât, se pot demora cu pași, cu forță, da? Acolo există și foarte mult teren la unitatea militară, trebuie analizată și parlamentarii noștri să discute în Parlament dacă terenul respectiv pe care este amplasată unitatea militară Vladești. Nu poate fi cedat o parte și administrații locale. Se poți amenaja, se poți face cale de acces, se poți face lucruri bune pentru administrație. Nu le cerem tot. Dar eu sunt convins că vom găsi înțelegere. Că nu poți să ții 10 de clădiri, asta a mers 20 de ani, dar nu mai poate merge încă 10 ani. Da, și refugiații clădiri, unde stau, domnul? 10 de clădiri să nu aibă utilitate. Deci se va poate face ca să faci o cale de legătură, cu siguranță găsim înțelegere și pe plan local și la nivelul ministerului. Nu s-a mai făcut nimic cu terenul de la unitatea militară. Ați auzit pe un politician, unul din administrația locală care se vorbească de la unitatea de la Vlădești? Am inițiat această procedură, da? Cu o zi înainte, când s-a schimbat guvernul liberal, a fost dat Universitatea la Pitești. Ok, s-a dat Universitatea la Pitești. Dar îi chemasem pe cei de la Pitești. Am avut o întâlnire chiar cu rectorul de la Universitatea din Pitești. Am avut o înțelegere extraordinară, că ne cedează terenul, plus terenul pe partea dreaptă, 15 hectare, plus de aici de jos, nu știu câte erau, 6 sau 7 hectare, pentru primărie, iar noi duceam utilitățile și beneficiau și ei de utilități în zona respectivă. Uh-huh. Așa, după ce am plecat, nu s-a mai mișcat un deget. Absolut un deget nu s-a mai mișcat. Iar noi ne plângem că nu avem teren. Acolo se puteau face blocuri pentru tineri, se puteau face orice. Când ai nevoie de teren, acum Râmnicul nu are teren. Sunt 15 hectare unde a fost platou de tragere pe partea dreaptă și aici jos. Deci n-am mai demarat nimic din administrația locală. Astea sunt problemele pentru care trebuie să răspund actuala administrație și fost administrație. Să răspund de ce n-au demarat procedura de a lua acest teren. Ne roagă cei de la minister să le dăm teren ca să construiască locuințe. Nu s-a mai construit nicio locuință. Acum s-a demarat, îi păcălesc pe oameni că dau tronsonul 3 și 4 la fostul cămin de bătrâni, că se dă în folosință. De anul trecut, tot îi amână pe oameni. Când dăm în septembrie, când dăm în octombrie, când dăm în noiembrie și acum cu siguranță îi vor amâna până la alegeri. Dar degeaba le dau în alegeri, că tot pierd alegerile. Nu s-a făcut nimic cu fostul căminul de bătrân pentru care Mircea Godău l-a construit de la zero. Unde a fost cocoșul de aur nostru, vede. Căminul de bătrân, care l-am făcut pentru Vâlceni. Da? Pentru Vâlceni, făcut din fonduri proprii. Da. Da? Și ei s-au zbătut, n-au putut să-i dau o folosință, o utilitate. Este strigător la cer. N-au făcut decât gardul din față, asta au mai făcut ei. Și n-au, de 6 ani de zile, n-au reușit să-i dau autoritate. Am înțeles că l-au dat unei fundații să aducă veterani de război de nu știu unde. Da, au încercat o felul de parteneriate care s-au dovedit nefezabile. Vi se pare corect. Dom'le, este strigător la cer. Eu am fost din două în două săptămâni sau poate chiar din... Mă duc până la cineva, la un om pe care îl respect foarte mult, care stau la un cămin de bătrân. Vreau să vă spun că nu sunt locuri suficiente în căminul de bătrân. Se putea face un parteneriat cu Consiliul Județean, să dăm clădirea, să punem condiția ca din cele 100 de locuri, 20 să fie bătrâni de municipiu.
Deci, stat cu stat, se pot face astfel de schimburi. Da? În așa fel încât să-i dai utilitate. Eu cred că Direcția de Protecție Socială ne-ar fi pupat să dăm acel cămin, care e ca un hotel de 4 stele, să-l dăm... Arată foarte arată impecabil. Bine. Și poziționată extraordinar. Nu, este lipsă de gospodărie. Eu nu reproșez altceva. Eu nu vin ca alții să spun că este incapabil. Nu! Actuala administrație, sunt oameni deștepți, sunt oameni, fiecare cum îi dotează Dumnezeu. Dar nu au acest simț de administrație. Asta le reproșez. Nu sunt făcuți pentru administrație. Nu, fiecare este bun la locul lui. Când vom înțelege că fiecare trebuie să se ducă acolo unde știe să facă ceva, și ce atunci se, da, unde se pricepe. Deci tu se pricepe. M-aș întoarce un pic la discuția despre stadion. Este foarte interesant. Și v-aș întreba că acolo la Zăvoi nu e numai fotbal. Mai sunt și alte sporturi. Se mută toate la Olchim acolo? Important dacă se face... Viziunea dacă, în viziunea mea, deci va trebui purtat o discuție cu Direcția de Tineret și Sport. Ce sporturi au ei acolo? Că am înțeles că este doar atletism, dacă nu mă știu. Se poate găsi altă soluție. Dacă nu este sub stadion acum, ca să iei autorizație pentru stadion, să impun niște condiții. S-ar putea să nu-ți dea voie să faci sală de atletism. Deci, sub, în orice caz, nu mai poți face stadion cu pistă de alergare. Pistă de alergare în jurul stadionului, cum e actualul stadion vechi. Toate stadioanele noi nu mai au pistă de alergare. Și atunci poți crea în altă parte sau chiar acolo lăsat o bucată să faci pentru atletism. Deci nu trebuie neglijat niciun sport. Eu cât am fost primar, nu uitați că am fost primul care m-am dus și am inițiat, am făcut terenul de sport prima dată când l-am făcut cel de la Mircea cel Bătrân, pe urmă de la Roaită, de la Hovare și peste tot, de la liceul de construcție din Ostroven, săl de sport. Am pus un accent extraordinar pe sport. Să nu uitați, că nu trebuie să uite nimeni că Mircea Gutău a făcut acel centru de excelență pentru handbal. Într-o clădire părăsită care era la liceul energetic, l-am transformat în hotel de 3 stele. I-am pus șarpantă, am izolat termic, am făcut camere excelente, dotate cu tot ceea ce trebuie. Nu știu acum în ce stare mai sunt. Nu știu dacă primăria a urmărit această investiție și dacă acolo se desfășoară în continuare handbalul așa cum trebuia să desfășoare, pentru performanță. Că scopul nostru a fost ca din acel centru de excelență să luăm fetele care erau super dotate, să le luăm la echipa noastră. Nu știu cum au mai gândit-o ei în continuare. Dar pentru sport am făcut extraordinar de multe și voi face pentru sport. Bun, asta cred că va fi o chestiune foarte importantă pentru că sunt foarte mulți iubitori de fotbal și de sport în general în Râmnicu, Vâlcea și... Da, și au fost uitați, nu sunt băgați în seamă. Oamenilor, să știți că oamenilor trebuie foarte puțin să se simtă bine. Ori nu poți să-i uiți pe cei care ne-au adus atâta bucurie, mă refer la Chimia, care a câștigat Cupa României, echipa Chimia de fotbal, da? Sunt oameni care acum sunt în vârstă și care s-ar simți extraordinar de onorați dacă o dată pe an sau o dată la 2 ani măcar să-i chem să ai o întâlnire, nu la campanie din 4 în 4 ani. O întâlnire. Eu când am făcut așa, cum am început, cu lucruri puține, dar am făcut o tribună pentru veterane de la Chimia. De la Chimia. Știți, când am modernizat stadionul. Dar am ajuns la concluzia și timpul a demonstrat că oricâți bani ai băga în acest stadion, nu mai poți să-l faci la standarde europene. Pentru că e făcut din cadre. Dacă vă uitați la spațiile pentru poliția pe plouă în birourile, e un haos total. Și atunci se poate construi, dacă poți construi pe fonduri europene, tu să pui terenul la dispoziție, să atragi fonduri europene cu o finanțare foarte mică, trebuie să fii tâmpit să nu faci asta. Să nu faci, categoric. Exact. Dar trebuie să fiți atent, domnul Gutău, dacă faceți acest lucru, să faceți totuși un stadion care se poate autoriza ISU. Ați văzut că avem, este cu siguranță, acum când Arena Națională, e exact. O glumă proastă. Știți cum e, eu n-aș spune chiar așa. Deci, noi românii suntem oameni care ne deșteptăm așa peste noapte. Când apare câte un scandal din ăsta, ne-am deșteptat foarte. Eu cred că stadionul, nu cred că s-a construit fără autorizație ISU, dar pretențele au crescut după accidentul care a fost la București. Dar acum... Da, nu sunt aceleași legi, domnul Gutău. Nu sunt aceleași legi? Știți cum e... Nu vreau să comentez. Dar acum când îți ții autorizație construcției, cu siguranță îți vei lua și acordul de la ISU. Și acolo îți vor impune condițiile pe care nu trebuie să le respecti. Iar dirigintul șantier, cel care urmărește lucrarea, va trebui să urmărească cu sfințenie ca aceste condiții impuse de cei de la pompieri să fie respectate. Au dreptate și ei, pentru că la un dezastru răspunde. N-ați văzut? Mie personal nu mi se pare corect ca cei doi pompieri să stea închiși. Decât doar dacă
ei le-au, nu știu ce s-a întâmplat la clubul respectiv, dar s-a picat, a picat toată nebunia pe cei doi pompieri și pe primar. Ce legătură avea primarul, sărind de la un subiect la altul? Da, ziceți. Primarul Piedoni, ce legătură avea cu autorizația, că nu s-a luat autorizația? A luat șpagă, dacă s-a dovedit că ar fi luat bani și a închis ochii și n-a cerut avizul respectiv, dar la timp cât tu, ca primar, urmărești să vezi dacă toate autorizațiile au aviz pe sine și dacă au stingătoare sau, nu știu, mi se pare că noi sărim dintr-o parte în alta, noi români. Da, cu atât mai mult cu cât acolo subiectul era legat acolo și răspunderea de principală, din punctul meu, numărul de locuri. Este a celor care organizează competiția, că trebuie să fii inconștient, să aduci 300 de oameni și tu să ai o ușă blocată, o singură ușă și blocată. Da. Tu ca patron, ca organizator. Ca organizator. Trebuie să fii inconștient, să dai drumul la focuri de artificii într-un spațiu total închis, unde nu ai nimic. Deci, nu știu cum să vă spun, e o inconștiență mare, dar acum chiar oamenii ăștia să iei pe toți numai să raportezi că ai băgat în bușcărie doi de la pompieri, că ai băgat primarul în bușcărie, că ai băgat șefa de la investiții, mi se pare un cam sărit calul fantastic. Da, mai ales că acolo există și niște declarații pe proprie răspundere ale patronilor, clubului colectiv, adică chiar ca și primar. Nu, și trebuie stipulate niște acte normative. Reguli niște, clare, domnule. Reguli foarte clare. Bă, spații închise, n-ai voie artificii. Da? N-ai voie, pare. N-ai voie, pac, ai respectat. N-ai voie să dai cât până la ora cutare, în ce condiții afară? Să ai placă de beton, să ai cutare. Și atunci numai firmele autorizate se amenajează și fac acest lucru. Dar atât timp cât legea este atât de ambiguă și le dai voie la tot și când se întâmplă ceva, vii și iei cu biciu, mi se pare strigător la cer. Da, și multe altele, totul de multe ori pleacă de la legislație, domnul tău, și ați văzut dumneavoastră, din ce am înțeles și din ce ne-ați spus până acum, vă bazați foarte mult pe atragerea de fonduri europene și acolo există o legislație extrem de stufoasă, o birocrație care trebuie respectată pentru că, iată, ei ne dau bani și trebuie să jucăm după regulile lor, după cum ne cântă ei, nu? Să știți că așa este, dar aici eu cred că am dovedit, Mircea Gutău a fost primul care s-a zbătut și municipiul Râmnicu Vâlcea a fost declarat pol de dezvoltare și s-a alocat 38 de milioane de euro. Chiar auzeam pe unii care nu se pricep la proiecte. Eu îi scuz că nu se pricep la proiecte. Chiar un primar l-a văzut la televizor zilele trecute care spunea că, domnule, nu îi să atragi fondurile, că trebuie să faci nu știu ce proiect. Păi cel mai important e să atragi fondurile. Că proiectele nu le face primarul. Tu dai ideea, proiectele le face proiectantul. Deci nu tu, primar, ai făcut hârtiile, nu? Da. Că nu stă primarul să facă. Dar tu trebuie să atragi fondurile. Eu, atunci când am atras aceste fonduri și am reușit ca municipiul Râmnicu Vâlcea să fie declarat cu sprijinul PNL-ului. Eu eram la PNL și eram în opoziție, știi, în opoziție cu PNL-ul. Dar am știut să negociez, pentru că pentru mine sunt oameni și cei care sunt la putere și cei care sunt în opoziție. Am știut să păstrez un echilibru. Exact. Suntem oameni cu toții. Exact. Și am păstrat acest echilibru și municipiul Râmnicu Vâlcea a fost declarat pol de dezvoltare cu sprijinul celor de la PNL, care erau atunci la guvernare. Și am avut acele 38 de milioane de euro. Dar m-am interesat, băi, fraților, cum să-i cheltuim acești bani? Și mi s-a spus la Craiova, faceți proiecte, inițial am făcut proiecte 38 de milioane de euro. Zic, domnul Gutău, vă învăț o chestie, faceți mai multe proiecte, că dacă vă pică unul, și cei la Uniunea Europeană, ce proiectul ăsta nu mi se pare, nu e eligibil, pac, să-l taie. Și atunci banii care rămân sunt dați la alt pol de dezvoltare. Uh-huh. Și ca să nu pierd niciun leu de acest, am făcut mai multe proiecte. Când mi-a spus că primul proiect a picat, stați că am altul. Stop, am spus altul. Când am mai picat unul, hop, mai am altul. Și atunci am reușit să atrag aceste fonduri. Dar să nu urmărești, să nu le pui în practică. Spuneau cei din actuala administrație că totuși au fost atât de mulți ani. Da, eu am demarat, a fost faza incipientă, când am fost declarat pol de dezvoltare municipiului Râmnicu Vâlcea, s-au atras aceste fonduri și s-au început proiectele. Da? Da. Deci următoarea administrație trebuia să le facă, iar eu apreciez că până în 2014 cel târziu trebuiau finalizate absolut toate proiectele. Așa cred eu. Și eu, cu siguranță, dacă rămâneam primar la Râmnicu, până în 2014 erau finalizate toate. Acum îi văd că se scuză și spun, domnule, dorm, l-am văzut pe domnul Matei, care a spus că va dormi, își ia un pat și doarme pe șantier, ca proiectul de zona centrală să fie făcut la termen până în 30 iunie. Alu, tăticule, proiectul trebuia finalizat pe 31 decembrie. Tot ce faci acum, faci cu bani din bugetul local, care sunt imputabili administrației locale. Trebuia să folosești, să te zbasă, să te iei pătut, să dormi acolo, să-i faci până în 31 decembrie, să atragi fondul la Uniunea Europeană. Tot ce facem acum, facem cu bani din bugetul local și vâlcenii trebuie să cunoască, iar dacă până în 30 iunie nu finalizăm, dăm și banii aia de la Uniunea Europeană pe care i-am atras până în 31 decembrie.
Dar nu să spui tu că realizezi la termenul 30. Nu! Cu bani din bugetul local. Termenul era 31 decembrie. Să fie clar. Nu poți să spui că faci economii când tu dai, ai făcut gaură de 11 milioane de euro. Pentru că asta e contribuția în plus pe care o plătim până în iulie. 11 sau 12 milioane de euro. Alții spun chiar 15. Așa sunt gaură în bugetul local. Deci să vii cu așa, eu nu știu, eu cred că când se adresează domnul Matei, cred că se adresează numai la proști, așa, să, nimeni nu înțelege. Nimeni nu cunoaște că aceștia bani de bugetul local și greșeala actuale administrație. Da? Din păcate tot așa, un proiect plecat din start. A avut 4 ani, nu e nicio scuză. Șuntat. 4 ani trebuiau făcuți în 4 ani de zi, în 2012, 2013, 2014, 2015, trebuiau finalizate. Nu e nicio scuză. A greșit și fost administrație, cu siguranță, da. Dar tu, dacă ai luat și erai cu biciu, trebuia finalizată. Nu există scuză. Nu există scuză. Când ai luat un proiect la fază de licitație, cum a fost Parcul Zăvoi, și care e lucrare, o lucrare care se poate face fără exagerare, în 4 luni de zile o firmă serioasă face lucrarea de la cap la coadă, și tu te întinzi, era scos la licitație de domnul Rădulescu, s-au bătut pe locul de joacă, că nu-i bună, că stil mafiot, că nu știu ce, au tărăgat și au trecut 4 ani și n-am făcut o lucrare care se poate face în 4 luni. Eu nu știu cum l-am văzut aseară pe primarul de la Drăgășan, pentru care eu am un respect deosebit, dar săracul se zbătea să ia aprobarea actualului primar, dar am văzut că se simțea, așa cum spune, era penibil. Penibil cum vrea să-l apere. Cum să o lucrare de 6 luni, să nu o facem 4 ani, în 6 ani, mi se pare strigător la cer. Frate să-ți fie și trebuie să spui lucruri pe nume. Da, discutăm despre, trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și o să discutăm despre proiectele europene începute de Mircea Gutău și iată, neterminate nici în minunatul an 2016. Revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, discutam înainte de pauza publicitară despre viziunea lui Mircea Gutău pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea. Ne-a expus câteva proiecte, poate ne mai dați, domnul primar, breaking news-uri, așa, cum... Va trebui, de exemplu, analizat situația cu groapa de gunoi de la Fețeni. Noi am, în timpul mandatului Mircea Gutău, s-a făcut acest proiect european, pentru care, apropo, că spunea cineva că n-am făcut proiecte europene finalizate. Da, groapa de gunoi, stația de compost, stația de epurare, sunt bani pe care i-a plătit primăria, pe care i-a plătit Uniunea Europeană, supervizați de către primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea și nu am primit un leu penalitate. Aia performanță de primar. Nu asta, de acum. Deci să faci proiect de la Uniunea Europeană, să fie contribuția ta 2% și să nu plătești un leu penalitate. Ei au plătit 20 de miliarde sau 10 miliarde la Hovare, la podul de pe Olt 10 de miliarde, în zona centrală până acum sunt 5 milioane de euro care vor fi, sau nu știu câte milioane de euro care vor fi puse în bugetul local. Asta înseamnă neperformanță pentru ei. Da? Deci Mircea Gutău n-a plătit un leu penalitate. Revenind la groapa de gunoi, eu cred că noi groapa de gunoi trebuie dată o utilitate și pentru acest lucru va trebui să abordăm problema foarte clar. Ori societatea de transport, cea care colectează gunoiul, își face o stație, să vedem contractul. Nu vorbesc acum, voi vorbi foarte concret când voi vedea contractul. O stație de selectare a gunoiului pe teritoriul municipiului Râmnicu-Vâlcea și... Dar există. Stație de sortare nu prea există. Nu, aici nu există a societății Romprest. A, nu a Romprest, au alte societăți. Am înțeles că fac undeva la Drăgășan. Dar o stație de sortare trebuie analizată și varianta. Dacă primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea nu poate să-și facă o societate în așa fel încât, având în vedere că are stația de gunoi, de depozitare, da, ceea ce nu sunt multe județe care au astfel de stație, deci stația a municipiului, poate reușim să ne facem o societate proprie, în așa fel ca după ce expiră acest contract, da, această societate, societatea proprie să fie pregătită și să preia această activitate. Pentru că în momentul de față există o mare dezordine.
actuala societate își face treaba și ia gunoiul din interiorul ghienei de gunoi, în jurul ghienei de gunoi e un dezastru total, nu se corelează cu cei de la piețe prest și dau vina unul pe altul. Iar dacă mergi ziua în jurul ghienelor de gunoi, e un dezastru. Nu poți să-i acuzi pe cei de la Rompres pentru că ei au un contract să ia tot gunoiul din interiorul ghienei, iar cei de lângă, iar dacă merg la piețe prest, spun, doamne, când a fost luat așa la Rompres, s-au aruncat în lateral. Uh-huh. Minciuni. Și atunci, dacă ar fi o singură societate, nu mai pot da vina de pe unul pe altul. Doi la mână. Societatea, chiar dacă mă rămâne această societate, nu am nimic și nu vreau să vin cu teme așa aruncate, dar actuala societate va trebui discutat în așa fel încât gunoiul pe teritoriul municipiului să fie ridicat doar noaptea. Nu este permis, că, mai ales acum când este haosul ăsta, când este aglomerația respectivă, vezi ziua la amiaza mare cu mașinile colectează gunoi. Eu știu că ei sunt interesați să colecteze gunoiul ziua, ca să nu-i plătească pe oameni și să le dea sporul de noapte. Sporul de știu. Noapte, da. Dar, fratele, nu poți să-i nenorocești pe vulceni. Nu poți să-i blochezi ziua și așa e un blocaj total. Mai ales dacă mergi pe strada Carol, în jurul orei 12, mașină după mașină. Și am văzut într-o zi o mașină Aeropress care era pe strada Carol. Mi se pare, se ridică părul în cap când vezi. Deci, această corelare cu societățile care lucrează pe teritoriul municipiului Mihulcea trebuie să funcționeze perfect. Voi introduce din nou taxa de urgență pentru eliberarea autorizațiilor. Nu este posibil să-i ții pe oameni să-i umilești o lună de zile spunând că asta e termenul legal, o lună de zile, atât timp cât se fac investiții foarte puține în oraș, da? Se fac foarte... Chiar să nu vii în sprijinul lor, să nu vii să le explici oamenilor și să vii cu adevărat cu zâmbetul pe buze și să-i ajuți cât mai repede. Nu, oamenii trebuie ajutați. Referitor la impozite și taxe locale. Am rugat în dezbaterea publică să deschidă un punct de colectare în Ostroveni. Vreau să vă spun că am mers după două zile, eu eram obișnuit că dacă spui astăzi, în cel puțin a doua zi era deschis, pe ales că este spațiu. Am fost după trei zile, nici vorba să fie deschis. Deci, această atenție pentru cetățean a dispărut total. Și atât timp cât tu încasezi taxele și impozitele locale și vin săraci din Ostroveni, săraci, vin cu un baston să-și achite taxe, de ce să vii întâmpinarea lor să le faci un punct de colectare de Ostroveni? Ce-i mare lucru? Pentru două luni de zile? N-au făcut demersul să-și angajeze. Sunt locuri libere la direcția impozitelor și taxe locale, că înțeleg și pe angajați care să zăpăciți pentru că e o coadă dimineața până seara. Au avut posturi libere în organigramă. De ce n-au demarat tot anul să angajeze oameni, să aibă oameni? Dom'le, mi se pare o lipsă de coordonare la toate nivelele. Știți cum? De sus pleacă lipsa de organizare și se duce să până jos. Deci, aceste lucruri trebuie făcute din nou la Primăria Municipiului Mihulcea. Vom analiza dacă trebuie făcută, dacă trebuie pus city manager sau nu. Asta va fi tot o analiză în cadrul Consiliului Local discutat. Va trebui să facem departamentul pentru programe externe făcut și întărit în așa fel încât programele să fie făcute pe bandă rulantă, nu ca acum sunt servicii, duse, plimbă hârtirii la un alt. Nu. Trebuie stabilit foarte clar un departament, programe externe. Tu te ocupi de programe externe. Îți înveți mersul, îți înveți birocrația care există. Legile, da, care se schimbă. Exact, legile care se schimbă și o faci de la A la Z. Sunt foarte multe lucruri de făcut și eu sunt convins că într-un timp foarte scurt, pentru că știu exact ce trebuie făcut, într-un timp foarte scurt le voi pune la punct. Deci, consilierii care acum sunt independenți în Consiliul Local, mă refer la domnul Țârdea, domnul Vețeleanu. Da, sunt oameni care mă susțin. Da? Au încredere în Mircea Gutău și vor fi alături în continuare de Mircea Gutău, diferite. Unii se vor regăsi pe lista de consilieri local, alții am nevoie de experiența lor în reorganizarea societăților din cadrul Consiliului Local. Deci pentru fiecare este loc. Sunt oameni în care eu cred foarte mult și eu când promit care un lucru crescut mă de dacă vreți, am crescut împreună și dar am mai crescut și alții care după ce au ridicat puțin capul mi-au mușcat mâna, dar asta e viața. În viață trebuie să nu privești în spate și eu sunt un om care nu privesc în spate și chiar vreau să-i anunț pe cei din actuala administrație care și au făcut, cum să vă spun, eu rămân blocat așa câteodată când mă uit ce caracter pot să aibă așa. Au un departament, au de la APL câteva fetițe pe care unele dintre eu le-am angajat și care stau toată ziua și caută hârtii, poate asemna ceva domnul Gutău, ceva din urbă. Au o fată la registrul agricol, care toată ziua colectează, hai să-i ducem domnul primar. Rămân blocat așa, câte răutate există în ei și în actuala administrație, care cer în permanență, poate îl blochează pe Mircea Gutău. Fraților, nu aveți cum să mă blocați.
oricum primăria este, ați pierdut-o. Eu ce vă spun, eu niciodată nu voi face ceea ce faceți voi. N-am făcut cât am fost primar să răscolesc ce a făcut domnul Sabou, ce a făcut domnul Zamfirescu în spatele meu, niciodată. Și dacă este un angajat să spună, dacă este vreunul care i-a spus, du-te și scotocești. Nu, sunt organe de abilitate care te conformezi. Dar eu să privesc în urmă, nu voi privi niciodată în urmă. Eu sunt un învingător și voi privi doar în față. Adă le spun. Deci să fie, să stea liniștiți. Nu mă voi uita unde s-au dus betoanele, unde s-au făcut nu știu ce lucrări, ce firme au lucrat acolo și au luat beton din altă parte. Nu. Nu mă interesează pe mine ce văd. Nu m-am uitat când eram primar și erau unii consilieri lucrari și făceau lucrări în cadrul primăriei, niciodată Mircea Gutău n-a răscolit. Vedeau mulți cu hârtiuțe, vedeți că mă, nu mă interesează. Asta e Mircea Gutău, asta este caracterul meu și vreau să mi-l păstrez până la capăt. Deci să stea liniștiți, Mircea Gutău nu privește niciodată în spate, doar înainte. Iar voi puteți căuta să băgați mâinile până în gât și să-i compromiteți și pe copiii pe care eu i-am angajat și care îi puneți. Pe la apele sunt trei fătuci care, uite așa, aleargă, nu știu ce să facă. Dar asta e caracterul oamenilor care... Spuneați că uite de nou plecat. Una din prioritățile noastre este aceea de a crea locuri de muncă, da? Cu siguranță, da. Și acest lucru nu se poate face decât într-o strânsă legătură cu Consiliul Județean. Vreau să vă spun că voi merge și am și antavane și discuții la Sibiu non-stop. Să vorbesc cu administrația locală, cu administrația Consiliului Județean, că atunci când dau firme, pentru că se întâmplă un fenomen greu de înțeles. Sunt foarte multe firme care bine solicită, dacă vreți, autorizație pe raza municipiului Sibiu și nu mai au locuri. Nu găsesc forță de muncă. Deci trebuie să vin, să vadă că suntem oameni deschiși, că ce le oferim noi, că le oferim foarte multe lucruri și va trebui să facem efort de bugetul local în limite legale, adică să duci utilitățile, să le, impozitul pe clădire să fie plătit după terminarea autorizației, exact ce permite codul fiscal. Da. În așa fel încât să-i atragi. Pentru că deja, chiar săptămâna trecută m-am întâlnit cu ceva în Sibiu și mi-a spus că are o firmă, și-a făcut o firmă de transport persoane și are vreo 5 microbuze și cară oameni de la Câineni și duce la muncă în Sibiu. Deci gândiți-vă ce bine ar fi să facem aceste investiții să fie făcute pe teritoriul județului Vâlcea și câtă forță de muncă este pe teritoriul. Domnul Gutău, una din investițiile majore care ar fi oarecum vitală pentru Râmnicul Vâlcea ar fi autostrada aceea de care tot am discutat, Sibiu-Pitești, și ar fi ca cine adere să aleagă varianta care avantajează județul Vâlcea, da? S-a tot discutat de chestia asta, se pare că încă CNADR-ul nu a ales. Pentru acest lucru trebuie să se bată parlamentare. Și trebuie odată pe totdeauna, dar aici este și o decizie care se ia la nivel central și care nu depinde de administrațiile publice locale. Care este prioritizarea lor? Când se va începe această autostradă? Eu cred că atâta timp cât va fi președinte domnul Iohannis, măcar atât lucru autostrada spre Sibiu să fie prins în plan. Corect. Odată stabilit și bătut în cuie această autostradă, pentru că în momentul de față nu se știe când se face, când se face studiu, când se face proiectarea. Când va fi proiectarea gata, noi până atunci trebuie să ne organizăm într-o zonă metropolitană și după aceea, când avem proiectul, nu execuția autostrăzii, noi deja să demarăm legătura, dar să expropiem. Nu, mă scuzați că vă întreb, da. Nu există discuțiile cu zona metropolitană? Până în momentul de față nu există nimic, domnișoară. A fost zona metropolitană inițiată de Mircea Gutău, a stagnat, după aia a venit domnul Frâncu, a pus un șef la zona metropolitană și a venit domnul Matei și nu i-a plăcut de reprezentantul pus la data, cum să scape de el, a desființat zona metropolitană și a făcut zona metropolitană turistică, ca să poată să i-a schimbat latura ca să poată să elimine și în momentul de față este un haos total. Deci s-a făcut o zonă metropolitană foarte mare, s-au întins până la Drăgășani, nu știu unde. Zona metropolitană trebuie să fie făcută pe o rază de maxim 20 km, maxim 20 km. În jurul municipiului. Râmnicului. Este foarte multă muncă. Trebuie să spui un om capabil, un director acolo la zona aceasta sau un șef la zona metropolitană care se ocupe, să ia hotărâri din Consiliul Local, să documenteze ce trebuie. Trebuie aprobarea Consiliului Local de la comunele care fac parte din zona metropolitană. Du-te la primar, roagă pe primarul respectiv, se bage pe ordine zi. Nu trece odată, trece a doua oară. Următoare, ca să faci demersul. La noi nu s-a făcut nici aceste demersuri. În viziunea noastră, câte localități din jurul Râmnicului ar fi cuprinse?
toate aceste lucruri se pot face după o dezbatere cu primar din jurul județului, cu discuție cu președintele Consiliului Județean, se face zona metropolitană ca să ai și avantaj, să poți face prima dată, să accesezi fonduri pentru un transport comun pe toată zona metropolitană și un lucru extraordinar de avantajos și pentru firma care face transport, dar și pentru comunitate, să faci o legătură între stațiunile din județ obligatoriu, cei care vin în Călimănești, și aici, apropo, facem o paranteză, în momentul de față, din toate stațiunile, stațiunea care s-a dezvoltat cel mai mult este Călimănești. Călimănești, indiscutabil. Și care se simte deja afluxul de turiști fantastic. Vineri, sâmbătă și duminică nu găsești un loc în Călimănești și în lunile de iarnă, ceea ce este extraordinar de bucurător. Și atunci, dacă vin oamenii ăștia și vezi că vin foarte mulți, o să se sature doar de băile de la Olănești. Vara, vor vrea să vadă și ei să tragă o fugă într-o zi până la Olănești, până la băile Govora, să băgăm măsirea dintr-un lemn, să le băgăm în circuit. Și atunci trebuie făcută infrastructura dintre aceste stațiuni obligatoriu. Obligatoriu. Pe drumurile cel mai scurte, să nu fie oameni supuși la aglomerație în trafic, deci se poate găsi o legătură de la Călimănești spre Olănești. Deci se pot atrage fonduri pe aceste proiecte pentru zona metropolitană, dar până a accesa fonduri de la Uniunea Europeană, tu trebuie să faci zona metropolitană. Trebuie să o cunoști ca la carte. Trebuie să ai un departament de 2-3 oameni care să cunoască ca la carte cum este constituită, cum au făcut celelalte, că nu suntem pionieri în asta. Cum a făcut Brașovul, se poate lua să consulte la Brașov, cum a făcut Aradu, cum a făcut Timișoara, cum a făcut celelalte orașe mari. Deci te poți consulta, dar să faci această documentație ca în momentul când se accesează fonduri și începând de anul viitor se vor da drumul pe această axă, se pot să accesa fonduri, să demarezi. Apropo de, și revin la ce a spus dumneavoastră, autostradă. În momentul în care vom avea proiectarea și vom ști ferm pe unde trece autostrada, că în momentul de față sunt tot variante, când astăzi trece pe la Călimănești, mâine trece nu știu pe unde. Când vom ști și având zona metropolitană, poți face și proiectarea de racordare la autostradă. Poți face expropriere să demarezi, că lucrurile astea nu se fac în 2 luni de zile. Da. Se fac în cel puțin 1 an de zile se face. Proiectare, în cazul fericit, 1 an de zile. Deci de asta trebuie să te organizezi foarte bine și în permanență să ai un laborator de proiecte în așa fel încât administrația să nu stea niciodată. Pentru că, uitați-vă, administrația care vine din 2016, deci peste 3 luni de zile, noua administrație, va avea o perioadă de stagnare. Pentru că nu sunt proiecte la care să fie deja, să fie în fază de licitație. Da, sau de lucru, sau de urmărit. Nu sunt proiecte mari. Sunt două proiecte la care visează ei. Am înțeles că spuneau acum de băgatul cablului. Păi asta e proiectul care l-a făcut Mircea Gutopi. Calea lui Traian, toate cablurile trebuiau băgate subteran. Am făcut cablarea pe calea lui Traian pentru toată tubulatura, împreună cu cei de la poliție, cei care scapă acum numele serviciului, STS-ul. Am luat aviz. Toată calea lui Traian. Acum, mai nou, văd zeci de fire pe calea lui Traian, dintr-o parte în altă. Așa ceva nu este permis. Nu este permis. În momentul când s-a pus stâlpi pe calea lui Traian, toate s-au băgat în canal. Nu mai avea voie să fie niciun fir. Dar, pentru asta, în 6 ani de zile, n-ai demarat proiectul celălalt, să mergi pe celelalte străzi ca să bagi firele în pământ? Vorbesc acum în campanie. Toți vin și vorbesc în campanie. Eu cred că vâlcenii nu mai pot fi păcăliți. Vâlcenii trebuie să aibă încredere în oameni care au confirmat și au făcut ceea ce au spus. Fără lipsă de modestie, Mircea Gutău a făcut mai mult decât a promis. Și chiar în campanie, le spun de pe acum, eu în campanie îmi voi face o agendă, da? Asta este materialul meu publicitar. Nu voi cheltui bani pe altceva. O agendă groasă, pentru că am ce scrie în ea. Pe primele 30-40 de pagini voi scrie ceea ce am făcut în Râmnicu Vâlcea, cum am găsit obiectivele și cum le-am modelizat și am foarte mult, nu știu dacă mi-am cap pe 40 de pagini, voi lăsa un 30 de pagini liber oamenilor să scrie ce vor ei și pe următoarele 20 de pagini voi scrie proiectele mele pe termen mediu, pe termen scurt, mediu și lung. Și eu cred că odată primit această carte, oamenii de curiozitate se vor uita și vor putea în sidea lor, în camera lor, să desciarnă, mai omul ăsta ne-a mințit cu ceva, nu. Și atunci eu sunt convins că voi avea votul lor. Pentru că tot ați deschis subiectul de campanie electorală, ați văzut că s-a modificat legea
și că lucrurile nu mai sunt atât de permisive cum erau în celelalte. E un lucru foarte bun. Nu mai există bătălia să pui afișe, bannere, nu mai se interzis bannere foarte bine, se pun doar la locurile special amenajate, câte un afiș. N-ai voie să mai faci cu pixuri, să mai faci cu, să mai dai brichete, găleți, să mai dai căpși, mi se pare, șepci. Asta înseamnă, regulile sunt cele care te ghidează. Că atâta timp când mergeai într-o competiție în celelalte, nu puteai, chiar dacă tu ți-ai fi dorit să nu fii faci, nu puteai face, că trebuie într-o bătălie, trebuie să lucrezi cu aceleași arme, că altfel perzi. Deci într-un război, dacă trebuie să folosești aceleași arme cu adversarul. Ori acum, dacă armele sunt, ghilimele, sunt stabilite, același mod de afișaj, același mod de publicitate, mi se pare că se poate de corect și chiar salut această inițiativă, pentru că nu va mai fi acea risipă să lipească pe toți stâlpi, pe fiecare, așa, și oamenii vor trebui să analizeze între ceea ce spun candidați. Și dacă au încredere, dacă au încredere că vor face ceea ce spun. Și eu sunt convins că... Nici celebrele mese cu mii și bere nu mai sunt permise. Nu, mi se pare foarte corect. Nu erau permise nici înainte. Nu era. Atunci se puteau face zile, făceau une ziua cuiva și dădeau un șpriț, acum nu mi se pare, nu-i mituiai pe treaba asta, că îi chemai la un șpriț. Cei care au făcut mese, crezând că iau voturi, s-au înșelat. Deci, dumneavoastră, domnul Gutău, ca să sintetizăm că ne apropiem de finalul emisiunii, nu intenționați să dați mese pentru voturi, da? Sub nicio formă, pot fi făcute alte acțiuni, dar întâlniri cu cetățenii voi avea. Mersul pe jos l-am început deja, deci să-i te consulți, să știi pe fiecare cartier ce probleme sunt, pentru că fiecare zonă are problemele ei. Sunt oameni, sunt, când mă văd pe stradă, zic, domnul Gutău, de când ați fost dumneavoastră, n-a mai trecut nimeni pe la noi să ne întrebe ce avem nevoie, dacă s-a făcut izolația termică, n-am reușit să facem izolația termică, n-am mai reușit să demolăm nu știu ce în spate, n-am reușit să facem perculețul de acolo, nu s-a făcut nu știu ce gărduț. Sunt probleme care aparent sunt mărunte, dar pentru ei sunt extrem de importante. Pentru un om este foarte importantă strada lui, că nu este dacă mergi cu copacelul că zărești, sunt străzi care au fost promise de când am plecat eu și era în grafic, până în 2015, să nu mai existe nicio stradă în municipiul Râmnicu Vâlcea fără canalizare și apă. Și există extraordinar de mult. Uitați-vă în Goranu, în Căzăniști, în Copăcelul, în Stolniceni, foarte mult. Asta e bătaia de joc. Asta e bătaia de joc la care nu s-așteptau oameni. Nu s-au mai... Sunt grădinițe părăsite acum și care sunt abandonate. Mă refer la Stolniceni, la Râureni, la Căzănești. Ca să... Deci nu este supravegheată. Activitatea este scăpată din control, fără lipsă de modestie. Activitatea este scăpată de sub control. Văd școli în care există mizerie în curte și nimeni nu merge să-i întrebe pe administratorii de acolo. Băi, fraților, voi nu vedeți și ce e în curtea voastră? Nu trebuie. Deci sunt lucruri care... Deci nu acuz administrația, spun doar că nu se pricep. Mulțumesc frumos pentru că ați fost de acord să petreceți această după-amiază alături de noi, să ne răspundeți la întrebări. Oricând, cu cea mai mare plăcere. Doamne și domnilor, vă doresc o seară plăcută. Ne revedem zilele viitoare.